Da, suntem la Max Profețiile lui Mitică, show-ul show-urilor din mediul online. Sute de mii de oameni care se uită la emisiune și n-ai cum să nu te uiți la Dumitru Dragomir. Nea Mitică al nostru are un har și are o savoare care, cum să spun, ți se duc la inimă. Mai înțeles? Nea Mitică, și dacă te enervează, tot îl iubești, că n-ai cum. Pur și simplu îl iubești. Nea Mitică, bine ai venit! Să trăiești, Adi. Să trăiești, să trăiești. Am știut că Rapidul, după un meci infernal cu Steaua, da, în decursul istoriei. FCSB, te rog. Da, FCSB-ul ăsta. Da. FCSB n-are cum să o ducă pe culmile bucuriei. Nu poate să o țină sus. Nu o poate să o țină sus. N-are de titlu. Și ți-a spus, numai Rapidul îi dă palme Rapidului. Fii atent aici. Numai Rapidul îi dă palme Rapidului. Fii atent aici. Și s-a întâmplat exact ce am spus. Iar acum, dacă nu iau presiunea după jucători, se vor duce de pierd și locul 3. De se ducă în club. Cum ai, a? Încă o dată. Duceți-i fraților undeva la o bere, da, la un grătar. Ia zi, și în club duceți. La manele. Da. Ce le place. Dați-le ce le place, voi fraților, mă. Ca altfel? Ca altfel nu vă întâlniți cu rezultatele bune. Nu, ce? Pierd cupele europene. Da, bineînțeles. Nu? Pierd bineînțeles, Europa. Bineînțeles. A? Deci fii atent, Nea Mitică. Vezi că astăzi nu te țin așa mult. Dar știi de ce nu te țin mult astăzi? Mi-e și foame. Mi-e foame, dar știi de ce, nu? A. Știi ce vreau, nu, să mă duc. Când am plecat din emisiune, știi ce mă duc să mănânc? A. Ține-te bine. E. Yeah. Cartofi prăjiți cu niște cașcaval ras pe deasupra. O travă, așa? Da. Cu, cu două ochiuri. Fii atent. O travă, mă. Ascultă-mă că n-am terminat. Asta e o travă. N-am ajuns la final. Asta e o travă. Cu două ochiuri și masterpiece-ul, a? Parizer, pane. Bă, de când l-am văzut pe Șucu că mânca parizer, bă, mi-e o poftă reamintică de parizer, pane. Bă, îmi curb balele când vorbesc cu tine cu cartofi prăjiți. Stai, bă, să-mi fixez asta drept, a? Așa că ce lumea că sunt nesimțit. A? Auzi, bă? Parizer, vreau parizer, pane. Parizer, mănânci parizer, joci. Bravo, bravo. Bă, dar mi-e o poftă de parizer. Ai zic că tu n-ai mâncat parizer, pane. Jur că m-am dus în Piața Floreasca, da, al alteri, da, deci cei care mă aud, și m-am dus așa și mi-am cumpărat parizer de porc, parizer de vită, parizer de pui. Mm-hmm. Câte 200 de grame, da, înțelegi? Crem vruști, de, la fel, da, dar câte 4 de aia, da, îți dai seama. Așa. Și mă întreba unul, dumneavoastră, mâncați de astea? Băi, mor de poftă când l-am văzut pe Piedone mâncând... Dacă l-ai văzut pe Șucu mâncând, da, pe capotă? Pe el nu l-am văzut mâncând decât slănină, nu parizel, dar pe ăla, pe Piedone l-am văzut mâncând parizel, înțelegi? Bă, mi-a venit o poftă și am plecat și am cumpărat cu Cristi, făcea Cristi. Păi, luat și cremvuș și... Da, și am luat și o bucățică de slănină, atât, și o bucățică de brânză, atât. Am luat, băi, fii atent, am luat și un, nu lebă, nu știu ce dracu. Bă, mor, nu mai zice că mor, leșin aici. Fii atent aici. Bă, leșin în emisiune, mor. Nu le fac nicio publicitate, că e o piață comună, îți dai seama. Tu poți să le faci. Nu, e o piață comună. Dacă-s produse bune de drum. Da, da, bune. Unde e asta? În Piața Floreasca. Și cine vin, la cine? Băi, sunt unii care vorbesc ardelenește așa. Nu știu. Da, și de la aia iei tu, nu? Da, da, da. După aceea m-am dus și am luat verdețuri, am luat ridichi, am luat spanac, am luat nu știu mai ce, castraveți, roșie, înțelegi? Când m-am dus la nevastă, unde ne mai pui, mă, și pe ăștia, că am luat și eu. De ce îi cumperi tu fără să-mi spui și mie? Și unde le mai pun? Unde se le mai, da, se le mai pun? N-ai, da. Știi cum e? Ți-a plăcut? Da, știi? Da, 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 da. Mă auzi? Șucu a revitalizat industria parizelului. Crede-mă ce spun. Că nu mai imagini cu el. Cum ți s-a părut povestea asta cu Șucu, Nea Mitică? Nu, de la început am spus și aici. În emisiune, păi nu, dar cu ei și văzut. Mâncând pe capotă parizeri, chiftele, brânză. Cum ți s-a părut? Asta cu parizerul pe capotă. Dom'le, dacă nu stai la distanță de fani, te mănâncă fanii. Cât mai de distanță să stai de ei. Le creezi condiții? Le dai bilete mai ieftine?
Și cu asta ai terminat. Și imaginile astea care au făcut în conjurul cu Șucu pe capotă mâncând parizeri cu fanii, nu ți-au plăcut? Nu. Nu? Și dacă concura la primărie, nu mi-a plăcut. Șucu nu e genul ăsta, eu îl știu de la boschetărie. Adică a apărut forțat totul? Da, sigur. Păi, și la boschetărie, când venea separat, el la o bere separat, era simandicos. Adică ce mânca la boschetărie, de exemplu? Nu prea mânca la boschetărie. Nu? Nu, și erau acolo la boschetărie, se mânca absolut excepțional. De ce? Este mai simandicos? Cum zic? Mai simandicos. Acum, știi, dă-me... Bruce, treci la parizer? Dă-me, când ei știu că tu acasă ai icre negre, și mănânci forțat o bucată de slană și de parizer. De slană, ăia, dacă nu te înjură ăia în spate de te spurcă. Și nu mi-a plăcut galeria Rapidului de data asta la Craiova. Adică? Nici n-a contat. Păi nu vă supărați. Asta înseamnă că nu l-ai pe Bocșiu. Când era Bocșiu, făceau o gălăgie și o de astea de. Aici parcă erau... anesteziați. Cu toate că și Gigi ăsta era altă. E un băiat bun, înțelegi? Dar mai emancipat, mai cu frica lui Dumnezeu, înțelegi? E altfel. Așa ar trebui să fie șefii de galerie. Oameni în toată firea, liniștiți. Acum cu fumigenele și cu pognitorile s-a terminat. Ne-am amintit că tu ai anunțat, i-ai avertizat primul. Doamne, aici am venit. Da. Când am venit din Dubai, da. Le-am și spus. Băi, frate, opriți-vă că e directivă europeană și e nenorocire. Nu mai e legea. Nu, ne-ai spus. Da. Apropo de parizări, ne-am amintit. Uite, te întreb ceva. Așa. Ia, fă noi incursiune pe vremea lui Ceaușescu. Cum era, domne, ce se mânca pe vremea lui Ceaușescu? Cum trăia lumea pe vremea? Lumea a uitat. Domne, toată lumea... Și ascultă-mă, scuză-mă, mulți ne întreabă, tu știi că ne întreabă? Roagă-l, domne, pe Neamitică să ne spună cum se trăia, domne, că noi nu știm, ăștia mai tineri. Cum era, domne, ce se mânca, ce se făcea, domne? Toată lumea se văita. Da? Toată lumea avea frigiderile și cămările pline. Da? De frică. Da? Fii atent aici. Cumpărau un draci. Iar ăla era Paris, în adevărat. Bă, pe timpul lui Ceaușescu se făceau niște produse. Păi bă, făceau ăia la Brașov. Eu am fost președinte la Brașov 7-8 ani de zile și primul secretar Radu mi-a rezolvat ca o dată pe săptămână mă aud ăștia fotbaliștii din Brașov acum. Când îmi tot au telefon și mi-amintesc. Mă duceam o dată pe săptămână, nene, cu o mașină frigorifică în abator și luam sute de kilograme de carne, de cârnați, de cremvruști, de toate bunătățile lumii. Bă, dacă cum erau făcute toate pentru export, le luam eu, le duceam la stadion și veneau fotbaliștii și își luau porția fiecare. Da. Ce era pe sub mână, Neamitică? Ce era pe sub mână? La mine, la fotbal, nu era pe sub mână nimic. Nu, dar pentru lume. Pentru lume, să nu te superi, totul era pe sub mână. Da? Da. Asta era una din bolile comunismului. Uh-huh. Ai înțeles? Din prostiile comunismului. Din idioțenile comunismului. Adică ce nu, găseai, că... ce nu găseai, de exemplu, și luai pe ce se omora lumea pe sub mână? Pentru orice, Doamne ferește, numai pentru ouă nu. Dar și pentru ouă la un moment dat. Păi, au fost perioade în care nu găseai un pui, mă. Hai, nu pot să cred. Pe eu onoare, nu mai mi-aduc aminte. Pe onoare, nu găseai un pui de să cumperi. Atunci când Ceaușescu a vrut să scape de datoria externă și a scăpat, să nu uităm că România după Revoluție n-a avut niciun leu datorii către bănci. Iar acum avem 176 de miliarde datorie. Dacă o ținem așa, pierdem țara. Că noi, adică, nu suntem America să nu plătim datoriile. Adică am dat toată țara. Ne-am amanetat, da, țara, nu? Da, așa, oricum e amanetată. Bun, la ce sumă e țara amanetată definitiv, după părerea ta? Acum, la datoria externă... Nu, la cât trebuie să ajungă datoria ca să fie par România? Convingerea mea că la 300 de miliarde. Numai a noastră țara, nu? A? E a noastră, dar... Doar cu numele. E a noastră cu numele. Uh-huh. Pentru că
Dom'le, s-au făcut multe greșeli. De exemplu, uite hidroelectrica. Da. Hidroelectrica au intrat în insolvență. Pentru că șmecherii vindeau, cumpărau curent plafonat. Da. Și de exemplu, produceau cu 50 de bani și îl vindeau cu un leu jumate. Ai înțeles? Dar intrau în beneficiu șmecherilor care făcuseră contracte înainte cu hidroelectric. A venit unul deștept, să nu-i dau nume, că după aceea cine știe, poate avea probleme cu asta. A venit unul foarte deștept și a zis în felul următor: dom'le, vreți să scăpăm hidroelectrica, dar hai să intrăm în insolvență. A ținut-o în insolvență, când alții vroiau să o prăpădească, să o vândă pe nimic, a adus-o la zero și acum acțiunile sunt de 10-15 ori. Pentru că omul sfințește locul. Cei doi acum care au făcut treaba asta cu hidroelectrica ar trebui să fie ministrul industriei 1 și celălalt ministrul economiei. Da. Așa, nu mi-ai zis, deci cum se trăia pe vremea lui Ceaușescu? Icre negre, de exemplu, erau? Doamne, Dumnezeule, eu căram cu valizele în străinătate. A, deci erau? Vă jur, fii atent aici, să spun. Băi, ne ducem cu Victoria să jucăm cu Valencia în Cupa UEFA, sau Cupa Cupelului, nu mai țin minte. Așa. Fii atent. Și aveam un prieten la Valencia, care acum este multimilionar, are 3 restaurante. Și mă sună de la Valencia: voi veniți să-i încoace? Da. Adu-mă și tu niște icre negre. Băi, eu eram președinte, eram comandantul clubului, fii atent aici, președintele Victoriei. Hai să zic, bă, mâncați aici, bărata, eu cu comandantul ăsta plec cu icre la Valencia? Da. Fii atent aici. Și spun: băi, mi-e rușine. Lasă dracu de rușine, băi, nebunule ăla. Mai mic ca mine, cu vreo 5 ani. E tânăr, încă are 73 de ani acum. Și dau telefonul un prieten al meu care era proprietar de tiribombe. Așa. Înțelegi? Era șmecher de tot. Și băi, adu-mi, băi, și mie câteva borcane de icre negre. Și mi-a adus ăsta 40 de borcane de icre negre. O avere, a? Bă, 40 de borcane ai mai pomenit? Ghiurii de la Brăila. Ca să șmecherii știu. Era multimilionar ăla de la prins cu căruțele cu oiștea plină cu bani de aur. Oiștele căruțelor. Fii atent aici. L-a prins cu bani de aur? A, 5 găleți de aur? De bani de aur. Fii atent aici. Pe vremea lui Ceaușescu l-a prins? Da, pe timpul lui Ceaușescu. Așa. L-am scăpat eu de vreo 2-3 ori de Bastie. Băi, fratele meu, și iau borcanele astea și mă gândeam, mă, pe mine aici nu mă opresc cu icre, dar la Valencia, cu ceartele am plecat. La Valencia aia și îi spună să ia, băi, îi dau telefon, îi anunțam pe ai mei când dau telefon exter și asta, că mă curățau dacă nu, știau de discuția asta. I-am spus: bă, frate, mă aștepți la aeroport, că dacă mi le ia la aeroport la tine, ce am făcut? Nu știam ce bani iau eu pe ele. Mă, iau o valiză de aici până în tine, mâncați aici gurata. Cu icre, cu borcane cu icre negre. Pleca aici, acolo nici nu s-au uitat, că eram echipă de fotbal, nici nu s-au uitat. I-am dat ăsta valiza cu icre negre, eu crezând că îmi face și el un cadou pe treaba asta. A doua zi vine și mi-aduce 5.000 de... Dar cu ei da valiza? Cu ei da valiza? Prietenului meu, ăsta. A, prietenul, din Valencia, da, nu? Da, da, da. Uite, băi, ți-am adus ăsta. Aoleu, mâncați și goarea, om mă fac. A doua zi... Că te-ai adus 40 de borcane? 40 de borcane, uite așa. Avere, avea o avere. Da. Fii atent aici. Mi-a dat mie, fii atent aici. Mi-a dat 5.000 de dolari mie.
Fii atent aici. Eu m-am speriat. Mă, tu știi ce erau 5.000 de dolari? Nu, habar n-am. Era... Că azi nu sunt nimic. Era un dolar gramul de aur. Azi nu sunt nimic. Un dolar gramul de aur. Mamă. O socoteală. Un dolar gramul de aur. Da. Asta era. Ca să poți să faci paritatea. Înțeleg, m-am și speriat. Mamă, mamă. Așa erau. Iar adică acum, ți-a dat o avere. Da, iar acum știi cât e kilul de icre negre în Spania? Eu am fost... anul ăsta am fost de două ori în Spania. Știi cât e kilul de icre negre în Spania? Deci, 50 de grame de icre negre, deci 50 de grame de icre negre, 500 de euro la restaurant. Mamă, mamă, mamă. Păi și kilul, deci cât e? Păi fă o socoteală. 1000 ori 10, 10.000. Atâta era. 10.000 acum, da. Kilul. Atâta era. La, bine, la... la... Și spun restaurantul. La Amazonico. Ca să știți. Deci 500 de dolari. Mă, puteți verifica. 500 de dolari. Acum în Spania 50 de grame? 50 sau 100, nu mai țin minte. 50 de grame. 50 de grame. Păi dacă e 100, dacă e 150 de grame, e 20.000 de dolari kilo. Atâta costă. E simplu. Nu. Cred că era 100 de grame. 100 de grame. 100 de grame, 500 de euro. 100 de grame, 500 de euro. Da. Atunci 5.000 de euro înseamnă că e 5.000 kilo. De euro. Atâta era. Acum e kilo, hă? Atâta e kilo. Atât. 5.000 kilo. Da. Există... Părerea mea este că sunt restaurante și la noi în România cu prețul ăsta. Uh-huh. Restaurante de lux. Uh-huh. Mi-am amintit că, dar pe vremea lui Ceaușescu, ce se găsește aici, exista ceva, adică, pardon, ce avem noi acum, că avem de toate, era ceva ce nu exista pe vremea lui Ceaușescu și azi se găsește vreun fel da, de mare? Da, fructele de mare, pescobaru. A, nu existau? Nu există. A, la ce, pe vremea lui Ceaușescu nu existau fructe nu, de mare? Nu există. Zero? Zero. Numai ce aduceai adică, de la Marea Neagră erau niște scoici, niște... Lasă, astea, alea le știm și noi, astea. Calamari din Marea Neagră. Da, astea din Marea Neagră. Deci nu existau fructe de mare deloc? Nu existau. Familia Ceaușescu nu mânca fructe de mare? Nu. Doar pește, crapa astea din astea. Da, iar peștele de Marea Neagră, părerea mea este că... Cel mai bun din lume. Cel mai bun pește din lume. Da, da, da. Și nu Ceaușescu nu mânca cu leana caracatiță? Sau no. Nu există așa ceva, nu? Creveți? Erau țăran ca noi, mă. A, n-avea, nu? Dar de, nu? Și protipendada nu mânca fructe de mare? Nu. N-avea de unde. Dar de ce? De unde? Păi din Spania. Na. De-abia veneau portocale, mă. Și lămâi. A, da, păi fructe de mare. Da, păi fructe de mare. Pune aminte că, uite... Nu scăpau de datorii. Asta le-a și omorât. Dacă n-aveau... dacă aveau datorii la bancă, nu l-omorau. Da, da, da. Bine, a devenit se prea independent. Era riscul de știi că a vrut să-și facă bancă cu Arabii. Știu. Dar ne amintesc că cât avea datorii atunci? Mai ții minte? Cât a fost datorie? Vreo un miliard? Nu, vreo 13 miliarde. Vreo 13 erau miliarde? Bani. 13 și miliarde noi atunci. Suntem... 13 miliarde atunci erau cam 60 și acum. Și noi la câte miliarde suntem acum? La 176 de miliarde. Și pe el l-a omorât pentru 13, nu? Nu l-au omorât. Păi nu, pentru că a dat banii înapoi. Da, a dat banii înapoi. Da. Da, mai zi, da bine, zi. Gorbaciov. A scăpat-o din mână, Gorbaciov. Gorbaciov, am văzut și serialul ăsta acum. Mă și mir cum, dar americanii l-au lăsat să trăiască. Cel mai mare trădător, Gorbaciov a fost. Da. Spune-mi un lucru. Și războiul ăsta cu Ucraina, tot datorită lui Gorbaciov. Iar îți spun. Ce facem? Nu datorită. Din cauza, poftim. Râd băieții, știi că râd cu lucrurile. Din cauza. Mi-am zis că fiare. Ce făceai când erau pe vremea? Erau doar două ore de televizor de la 8 la 10. Ce făcea românul, mi-am zis? Deci lumea... Știi să uita la video. Da? Da, știi toată lumea la video, la filme. Da? Rambo, Van Damme. Mamă, te uitai la filmele cu Van Damme? Băi, n-auzi. Aveam 300 de casete. Da? 300 de casete cu cel puțin 500 de filme. Aha. Eram cel mai tare din această țară. Înțelegi? Păi și ce făceau românii? Video? Da, sigur. Atât? Toată lumea se uita la video. Mai mergeau la un teatru? Sau... Da.
A? Și eu mă duceam săptămânal la teatru. Da? Și acum te mai duci? Mă duc și acum trăgea nevastă mea de mine mâncația. Păi de ce că e frumos la teatru? La un moment dat știam toate distribuțiile pieselor din București. Uh-huh. Ai mai pomenit așa ceva? Uh-huh. Așa era. Dar era nasol cu 2 ore de TV? Dom'le, era, bineînțeles. Ce să faci acum? Cred că te îmbolnăvești de nervi dacă îți dă numai 2 ore. A, nu, te arunci de pe balcon, da, sari de pe balcon. Păi numai pe rețelele de socializare, cred că eu stau 6 ore. Nu cred așa. Pe onoarea mea. Tu ne mitică? Pe onoarea mea, dacă toate le iau la rând. Că pe YouTube nu mă pot uita că sunt numai eu cu tine. Da? Atât? Da. Și te-ai plictisit, te-ai săturat, n-ai bine. M-am plictisit și vreau, mă uit pe alealte. 6 ore stai pe zi pe rețele? Și pe ce te uiți? Pe toate. Care? Zi-mi-le și mie. De YouTube. Dracu, YouTube, TikTok, zi. Instagram, toate, măi. Facebook. Oh, Facebook nu mai vorbesc, că le iau cap-coadă. Nu s-ar mai putea, dacă s-ar da o lege, lumea întoarce la 2 ore de televizor sau au ieșit oameni în stradă? Să zicem că mâine să vină un european și zice 2 ore de televizor. Aș, bă, din gură. Dau foc la tot orașul, nu mai vorbim. La toată țara, da, la toată țara. Lumea evoluează și evoluează către stricăciune, nu evoluează către miere și este ne mitică cam ceva tare de tot. Ia zi. Fii atent că e conferința în direct acum a Gigi, la Palat. Mamă, cum e asta, fii atent. Stai puțin. Păi n-ați zis că nu mai iese în față. Stai, stai, stai. Ce, a vorbit la mine o oră acum. E incredibil. Fii atent ce a anunțat Gigi acum. A anunțat că candidează la președinția României. Dom'le, e un șoc pentru toată lumea. Ăsta e iubit de popor. Fii atent aici ce spun eu. Dar e un șoc și că astăzi e 1 aprilie și că ți-am făcut o glumă? Să știi că mi-am amintit că e 1 aprilie, de aia mă gândeam, ascultă-mă, mă gândeam. Lasă-mă să termin fraza. Da, da. Să știi că ăsta îl iubește poporul, fii atent aici. Astăzi. Și încurca pe multă lume. Ce, că eu zic că avea șanse. Fai de mine. Nu, glumă. Bă, glumă, dar fii atent aici ce spun eu. A? Se bătea cu ciucă la acolo. La președinție, a? La auzi? Potou. Azi noapte mă gândeam. Bă, dar ce glumă să-i facă? E întâia primii lunea mitică. M-ai înțeles? Să-i fac, dar zic să-i fac și una. Auzi, ascultă-mă. Dar zic să-i... Asta e chiar credibilă. Credibilă. Pentru că... Nu e glumă bună? Că e credibilă. Da, de la Gigi te aștept la orice. Dar fii atent aici. N-avea curajul să se înscrie pentru președinție. De ce? Cer să-l tau iară? În 5 luni îl luau. Da? Îi găseau ceva. Da? Dar știi, mă gândeam azi noapte, bă, ce să râd cu neamitică, să facem puțină caterincă, mai înțeles? Zic că e 1 aprilie, mai înțeles? E bună. E 1 aprilie. Fial animanitului Gigi, ia uite ce glume da. Și stăteam eu azi noapte, bă băieți, oameni buni, mă uitam, mă gândeam, bă, dar ce să, dar să fie, zic, să fie o glumă și bună, nu să fie vreun țărănism. Știi că de multe ori, multe glume, ce... Bă, și mi-a venit asta, zic, bă, ia să-i spun, că e și credibilă, jur că la asta m-am gândit, mai înțeles? Asta e, 100% e credibilă. Da. Onoarea mea, dacă vă mint. Bună? 100%. Da, bună, neamitică? Poate să înscrie. Da, vrei să spun ceva? Eu spun că Gigi are șanse la președinte. Tu o să râzi. Toată sărăcimea României, care e multă mâncație aș gura ta, erau cu el. Se bătea cu Ciuca acolo. Da? Intra în finală cu Ciuca? Da, da. Îl bătea și pe Simion? Că el se bătea pe bazinul ăsta, s-ar fi bătut. A, băi, cât bine a făcut ăsta Gigi la... I-a zis, Simion e la copii și e la junior, nu? No, și ăsta, ce avânt a luat și Simionul ăsta de neînțeles. Dar să știi că Simionul, s-a mai spus la tine în emisiune, a jucat rolul opoziției de la Vadim încoace, n-a fost altul. Dar îl bătea Gigi? Îl bătea Gigi, bate pe toți. Dar de ce îl bătea pe Simion, dacă zici că Simion e așa tare? Dom'le, ăsta a făcut acte de caritate multe, Gigi, ai înțeles? Multe și lumea, să știi de la mine. Băi, du-te undeva în piață. Și apucă-te și vorbește și înjură-l pe Gigi Becali. Te bate aia, ești sănătos din piață. Ce, ți-o iei? Vai de... Ți-o furi? Băi, am făcut eu o glumă odată. Așa?
Și s-a dat unul la mine ce nu s-a pomenit. Nici n-avea tocul la pantofi. A, și ce ți-a zis? Băi, neamitică, dacă mai vorbești, da, îți dau niște roșii în căpățână. Tu vorbești serios? Da. De ce, că ai făcut o glumă pe seama lui Gigi? Da. Ce tare. Da, pe cuvântul meu. Deci ia zi, glumă, dar e mai tare decât o glumă asta cu Gigi la președinție. Vai de mine și de... Am gândit-o bine, bună? Dacă ar avea vreo 55 de ani, da, și el, da, eu spun că ar face valori mari, Gigi. Cred. Băi, țineți minte de... Mă, nu vă luați că mai spune și prostii, că și noi spunem pe aici diferite prostii, îți dai seama. Lumea nu vrea să fie uniform așa, să fie liniar, că atunci ești zero. Gigi, dacă avea 50 de ani acum și 2 ani de zile se ocupa cineva de el, sclipitor, mă, ca minte. Da? Fai de capul meu. Dar ce? Eu spun ceva. Eu cred că... Ascultă-mă ce spune Mitica, că nu-i glumă, că noi... Gigi, dacă mâine și-ar anunța candidatura la președinție, da, nu știu, nu pot să bag acum mâna în foc, dar eu zic că ar avea șanse de finală. De un singur lucru aș fi fost, dacă ar ieși ăsta să fie ministru justiției sau să fie președinte sau să fie ceva, că justiția ar fi 100%, n-ar mai fi coruptă de nimeni. Uh-huh. Iar distruge pe aia care s-ar băga, uh-huh, ca să influențeze. Bun, dacă azi Gigi ar anunța, da? 1 aprilie. Tu crezi că ar ajunge în finală cu Ciucă? Fac pariu pe cât vreți. Nu, fără contracandidat? Hai mă, vedeți-vă de treabă. Dar de ce? Că are notorietate sau de ce? Este pe primul loc. Mă bate și pe mine la notorietate. Eu ți-o spun. Uh-huh. Eu spun, Gigi Becali, el are cea mai mare notorietate. Și stai să vezi dacă... Eu mai spun unul cu notorietate mare. Zic. Nu mă crede nimeni. Băsescu. Așa. Ăștia sunt primii, vrei să spun, primii cu notorietate mare în țară? Ia. Yeah. Top 5 sau top 3? Top 5. 1 Gigi. 1... Nu, eu zic că Gigi e locul 1. 1 e Gigi. Nu 1, pe locul 1. Pe locul 1. Locul 2, Băsescu. Locul 3, Adrian Năstase. Nu cred. Oh, hai de serios. Mamă, ce notorietate. Băi, fii serios, pleacă. Scuză-mă, ia zmeu, fiar, în loc de șapcă, ia-ți un zmeu și du-te cu zmeu pe câmp. Hai, neamitică, lasă-mă cu Adrian Năstase pe locul 3. Fii atent. Asta e o glumă, o să o cap o glumă de 1 aprilie. Locul 4, Gușe. Habar n-aveți. Gușe, bă, Gușe e Gușe tare de tot, spun eu, și Gușe. A făcut Vizer varză. Da, e normal. Păi și pe tine și pe mine, poate oricine să ne facă varză. Înțelegi? Astea, varză e una care vine și se adaugă la notorietate, îți mărește notorietatea, ai înțeles? Uite, eu pot să spun că sunt în vizorul reflectoarelor. Dacă tu spui mie, nu, vreau să zic, dacă tu spui mie că Gușă e peste Simion ca notorietate, las-o bre, joc, ce n-ai, acum serios. Cum să fie Gușă peste Simion ca notorietate? Și ce Gușă, vorbești? Și Gușă are notorietate, fii atent, lasă-mă să spun, și Gușă are notorietate, băi, fii atent aici. Piedone are notorietate. Asta da, dar nu-mi spune de notorietate, Gușă. Fii atent aici. Băi! Nu că e cunoscut, e una, bă, dar nu poți să-mi spui că e locul 3 în România. Bă, nu locul 3, mă, nu locul 3. Să zicem, păi ai zis top 5. Nu mă, e top 5. Top 15, poftim. Care, îl compar pe Simion cu Gușă la notorietate. Băi, fii atent aici. Generalul ăsta care se duce la Anca, Alexandrescu, cum îl cheamă? Nu mai știu. Generalul... Zi-mă, mă, nu pleșiță, mă, ălălalt. Ăsta de-a fost și aseară. Mamă, ce tare e și ăsta, notorietate mare. Și dacă mai ține, o mai ține mult lang, așa, prietenul tău, Popescu, o să ajungă, o să aibă notorietate. Uite, Horia, vreau să spun așa, notorietate foarte mare ai tu. Dar nu, fii atent ce spun eu ție. Da, lasă-mă, nu mă băgași pe mine, lată, mai înțeles, la Bastilia, lasă-mă. Nu, notorietate are Cristoiu. A, da. Nu, dar zi-mi ce mai tare. Are tucă. Nu, zi-mi, aici. Nu, lasă-mă, zi-mi lasă-mă ce să mai... spun. Lasă-mă să ăștia cu notorietate. Da. Ciutacu. Da. Oi, de mine și de mine ce. Anca Alexandrescu, băi, ăștia sunt oameni cu notorietate. Și ziari și foarte buni. Și ziari. Ăla Bucura, ăla Dan Bucura. Hai de mine și de mine ce. Dar care e cei mai tari, neamitică? Deci, fii atent, hai să o luăm așa. Unul e Gigi. Cei mai tari sunt
Mitica Dragomir cu Horia Ivanovici. Nu, da, spun da, eu ție. Da, da. Deci fii atent, unui Gigi, nu e, nu-l bate nimeni pe Gigi, crede-mă. Pe Gigi nu-l bate nimeni. Eu cred ca și notorietate că a ajuns pe locul 2, ca și notorietate, Simion, eu cred că Simion e pe 2. Nu, Băsescu e pe primul loc. Lăsați-mă în pace. Bine, Băsescu, Simion pe 3. Simion are notorietate mare, a ajuns să aibă notorietate mare. Da, da, să știi că da. Nu, are notorietate mare, Simion. Știi cine a ajuns să aibă notorietate mare? Nu știu dacă Piedone. Piedone, uriașă notorietate. Uriitate. Și știi cine a ajuns să aibă notorietate foarte mare și pe repede în timp foarte scurt? Șucu. Șucu-i toată ziua de dimineața până seara peste... Și mai spun, dar mă înjură ăștia. Fii atent, doamna Firea a mâncat vașul. Doamna Firea, i-au pus bodniță lui doamna Firea. Ba, din contră! Din contră, pentru că nimic n-a fost adevărat cu aia. Mă, asta, nu, te, dar pus asta te propulsează. Mă auzi? Neamitică, Alianța trebuia să se ducă cu Firea și câștiga Bucureștiul la pas. Dom'le, uite, după ce cred eu. Uite, du-mă pe mine la orice televiziune și pune-mă cu oricine. Paralel. La două televiziuni. Așa, iese. Dacă în afară de Băsescu și de Gigi. Și de Gigi mă bate cineva, să-mi ziceți ce vreți la audiență. Sunt de acord cu tine. La audiență. Da. Înțelegi? Dar fii atent aici. Notorietate politică, acum să o luăm... Da. Au așa. Băsescu pe primul loc, Năstase pe locul 2, Simion pe locul 3. Băi, fiți atenți aici ce vă spun. Băi, și Șoșoacă. E, da, are notorietate. Băi, eu vorbesc de notorietate, fie politică. Nu am înțeles, dar nu cu Năstase. Nu, nu atracție. Stai, vezi de treabă, Horia, nu vorbi că nu-ți place ție, este una. Nu, eu asta, mie nu-mi place Năstase. Mie îmi place Năstase. Un tip deștept, un tip care știe să vorbească. Neamitică? E o plăcere. Băi, îl cheamă pe generalul ăsta care tot ce la Alexandrescu. Neamitică? Ăsta are tot așa, nemaipomenit, audiențe face nemaipomenit. Neamitică? Năstase este un tip care eu cred că și astăzi poate să ajute conducerea României. Este un tip cu creier mare și un om erudit și înțelept. Nu știu ce a făcut, ce n-a făcut, cum s-a îmbogățit cu aia, că vrei să spun ceva? Iartă, toți fură, toți. Când ajungi la borcanul cu miere, n-ai ce să faci. Dar Năstase este un erudit. Eu îți spun ceva, Năstase este genul de om pe care oricând să-l iei, cum îi zice? Ai pomenit de Vizer. Vizer are notorietate. Da. Să știi, pe plan mondial. Năstase oricând, neamitică, Năstase oricând să-l iei consilier, la valoarea care are Năstase, oricând poți să-l iei consilier. Iar Vizer, nu, Vizer pe plan mondial are. Pe plan mondial? Nu, aici în România, nu are notorietate, nu se compară notorietatea de Vizer în România, ci pe plan mondial. Pe plan mondial e cel mai tare român din pe plan mondial. Nu, cel mai tare, neamitică. Bineînțeles, bineînțeles. Deci Gigi, finală cu Ciucă, dacă... Dar fii atent, hai să-ți dau un scenariu. Gigi, finală cu Băsescu. Fii atent, vrei să-ți dau un... La notorietate vreau să... Nu, da, fii atent aici. Dai să-ți dau un scenariu. Diabolic. Tare de tot. Tot de 1 aprilie. Nu, ăsta nu mai, gata, avem o glumă de 1 aprilie, nu facem mai mult. Așa zi. Dar ți-a plăcut? Bună cu Gigi? Da, bună. A? Bună. Bună. Dar și eu am răspuns corect? Da. Oricum nu te lasam eu să nu răspunzi corect. Da. Bă, atenție la de atenție. Nu, dar fii atent. Cum ar fi... Scenariu, da? Discutăm scenariu. Fii atent. Gigi, după ani de zile, de chin, de alea, pe barba lui, pe sabia lui, că ăsta e adevărul. Așa e. Așa, fii atent. Ia campionatul și a doua zi anunță candidează la președinția României. Nu-mi pune asemenea întrebare, că nu vreau să răspund la ea. Explodează toată România. Păi bineînțeles. Nu, explodează toată România. Nu numai asta, dar îți dai seama că îi facem rău lui. A, da, clar asta, da. Dacă comentăm chestia asta, da, îi facem... Da, aici ai dreptate, da. Pentru că sunt în stare de orice. Vai de capul meu. Da, aici ai dreptate, așa îi facem rău cu asta, m-ai înțeles? Sau să declare că merge cu vreunul din candidați. Sau să declare că merge cu unul. Dar ține minte ce spun, să ții minte ce ți-ai zis la ora asta, da? Da, înțeles? Și așa e, tu ai dreptate, îi facem rău ce vorbim. Da, ascultă-mă ce spun. Dar discutăm, până la urmă, de asta se emisiune. Dacă FCSB ia campionatul și a doua zi Gigi anunță... În proporție de 99,9%, da? Gigi e campion. Dar dacă Gigi, după ce ia campionatul, anunță, candidează la președinție, eu spun, să ții minte, dacă sunt alegeri corecte, că omul are șanse să iasă și președintele României.
Dom'le, nu vreau să comentez asta. Da, da, am înțeles de ce. Pentru că s-ar putea să fie adevărat și ne leagă pe toți. Păi pe noi de ce? Pe mine de ce să mă lege? Eu ce am pentru făcut? Pentru că noi am fost cu prima dată cu... Ne-a mitică, cum zice Gigi, o glumă, bre, de domnilor, de 1 aprilie. A fost o glumă de 1 aprilie, ne-a mitică. Nu e bună, nu mai fă glume de astea cu mine, că-s bătrân și nu mai suport pușcăria. Bastilia, zic, îmi place mai Bastilia, mult Bastilia. Bastilia, Bastilia. Nu mai suport da, Bastilia. Dar m-auzi? Câți m-au trimis la... Ne-a mitică? La, câți m-au trimis la brutărie și la pușcărie în decursul vieții? Da, am mai zic, da, am plantat-o pe asta. E deja pe YouTube, e peste tot. Am plantat-o. Știi că-s diabolic, înțelegi? La din astea. M-auzi? Nebunie ar fi. Crede-mă da, ce da, spun. Da. FCSB a luat titlu? Da. Cum ți s-a părut, ne amintică, Chiricheș? Cel mai bun după teren, din ambele echipe. Serios? Cel mai bun din, și din punct de vedere tactic, organizatoric, el a fost singurul fotbalist lucid în teren. Unul singur, numai el. Și portarul de la Steaua. Mm-hmm. Dar el este omul meciului, nu? Da. El cu portarul. Mm-hmm. Amândoi. Dar să știi că mie nu-mi place FCSB-ul. Mie nu-mi place cum joc. N-au jucat ieri bine. Dar asta e echipă valoroasă. Când joci prost și câștigi. Mm-hmm. Finală cu Craiova, duminică. Știi că s-a terminat. Dacă... Nu, nu. Dacă și e la egal FCSB-ul, s-a terminat. Că nu mai ai când să-i prinzi. Da. Băi, să știi că ăla de la Craiova, ăla merită patronul ăla. Merită, ar merita locul 2. Să știi, ăla cu minte a băgat bani. Ce-l face Rotaru acum? Rotaru a băgat bani și e cu minte, înțelegi? Să știi, e genul occidental de conducător. Deci dacă te-ar auzi Rotaru, eu îl cunosc bine pe Rotaru, la ce de orgolios e, ar veni și te-ar ataca cu niște praz în vestiar că ai zis că e bine locul 2 și că e bun, că ar primi și el recompensă. Mă, eu sunt... Știi cât e de orgolios? Mă, știi cum ar veni acum? Ar sparge ușa și cu prazul ar veni. Ne-amintică dacă mai îmi zici mie că e bine locul 2, mai înțeles? Știi cât e de orgolios Rotaru? Băi, eu am fost conducător adevărat la fotbal, băi. Eu nu am fost pe călici. Și eu când vorbesc un lucru, eu știu ce vorbesc. Da, dar el n-ar accepta asta. Vezi de că ce ar fi bine locul 2 pentru de treabă. El. Bineînțeles că așa ar trebui să gândească. Dar să fie foarte mulțumit cu locul 2. Fii atent aici. N-are echipă de locul 1. Ne-am mintit că îi bate singur Mitriță duminică. N-are, să știi că mă gândesc... Să-i facem puțină publicitate pentru că... Cui să-i facem? Lumitiță. Mie nu mi-a plăcut Mitriță până acum ultimele 4-5 meciuri. Așa. Băi, frate, dar are o personalitate ieșită din comun. Și are sânge în instalație, dislocă o apărare singur. Ai înțeles? Și ce publicitate să-i facem? Adică către echipa națională. M-auzi? Fii tu, fii atent ce-ți către propun. Echipa națională. Hai, uite, râd de la tine așa, drăgălaș, cum sunt eu așa, așa inocent și spun, fii tu tata lui Mitriță. Edi, bagă-l în seamă, te rog frumos, că merită. Da, da? Ai înțeles unde am bătut? Da. Fii tu tata lui Mitriță. Bagă-l în seamă, că merită. M-auzi? Fii tu Gică Dragomir și fii tata lui Mitriță. Da, să știi că mi-a plăcut. Mamă, ce da, ai înțeles unde m-am dus cu mantă? Da, hai da. Fii tu tăticul lui Mitriță. Da, da, da. Și zic că, m-auzi? Edi e sensibil la tătici, l-ai văzut. Când intră tăticii, imediat. Nu, trebuie să-i impunem. Ia cum îi zici așa? Edi. Tăticule. Bagă un pic în seamă și pe da, tati, zi, micuțul ăsta. Da, micuțul meu, zi. Da. Apropo de Edi, a dat acum Digi Sport o știre, bine, sper să nu fie 1 aprilie, că are o ofertă foarte serioasă, nu cred, că, mă rog, acum a dat-o, dar repet, o iau și eu cu rezerve, că e 1 aprilie astăzi, că are o ofertă foarte serioasă și că polonezii au venit și au discutat deja cu el, susține Digi Sport, Edi ar avea o ofertă foarte serioasă de la Legia Varșovia. Da, este echipă de top în Europa. Chiar dacă n-a trecut liniile roșii nici Legia Varșovia. Eu am jucat acolo și au niște condiții senzaționale. Ascultă-mă, Horia.
Tu vorbești numai de cele care iau sau nu iau campionatul, dar de asta din coada clasamentului nu vorbești deloc. Te rog. De ce, de exemplu, nu, să nu-l felicităm și pe Dorinel Munteanu? Te rog. Fii atent aici. Iașu a făcut o greșeală impardonabilă, uriașă, dându-l pe Grozav afară. Iașu, o spune un profesionist acum când vorbesc cu tine, are cea mai slabă echipă din prima divizie. În schimb, are și conducerea administrativă și tehnica avea bună, dar echipa n-avea deloc, aproape deloc. Înțeleg? Cea mai slabă echipă din prima ca și lot, ligă, te referi. Și ca valoare. Ca valoare. Da. Iașu are, să știi. Da. Da. Dar acum, de 1 aprilie, să spun că am auzit că nu mai retrogradează niciuna. Că dă federația o lege, o directivă niciuna. Să nu mai retrogradeze niciuna. Dar spunem o chestie, crezi că... Și să facă 18 echipe din vară. Doamne ajută! Zi-mi un lucru, crezi că Edi pentru Legia Varșovia, de exemplu, ar lăsa Naționala? Pentru banii de acolo? Cine pentru... dracu n-ar lăsa? Doamne, pentru Legia Varșovia? Hai, domnule... Ne-am că nu vorbim de Real Sociedad sau de... Știi cât are acolo două... cel puțin... Rețineți, cel puțin 1 milion salariu pe an. La Legia, da. Deci, și aici are 25.000 pe lună. Păi și atunci? A, și pleacă tu? Crezi că ar pleca? Păi tu n-ai pleca? Nu. Eu aș pleca în joc de gleză. Nu, pentru că stânăr, am tot timpul să fac milioane și milioane. Asta să nu mai spui la nimeni. De asta. Ce? Băi, milioanele se fac la timpul lor, nu că gândești tu că fac milioane nu peste 10 ani. Vezi de treabă, nu mă, nemitică. Bă, dacă poți să faci milioane astăzi, fă-le astăzi, că mâine nu se știe dacă mai faci. Mă duc la Euro, mă calific la mondiale, că e mai ușor. Și se accidentează unul înainte de meci, ăla cel mai bun. Și pierzi, și nu te ajungi la mondiale. Și nu te duci. Și ce ai făcut? Ai pierdut tot. Adică tu ce zici, care e lecția ta de viață? Lecția mea de viață este fie... Ce e în mână nu-i minciun? Orice oportunitate. Ia. Favorabilă vieții. Se ivește, ia-o în brațe și fugi cu ea. Adică tu ce îi spui lui Edi acum? Ia bă milionul? Numai să nu fie în dauna familiei. A, bineînțeles. Și tu ce îi spui lui Edi? Ia bă milionul, ajută la Legia? Bineînțeles. A? Bineînțeles. Cu șut? A? Nici nu te mai uita în urmă? Bineînțeles. Chiar dacă e neamitică echipa națională? Bine. Hai mă, lăsați-mă cu echipa națională. Cu vrăjelile astea? Astea sunt povești de adormit copii. Vai, patriotism. Păi ce mai există patriotism acum? Când toată lumea vor să ne aducă înapoi cu 2000 de ani? Uh-huh. Și Dumnezeu? Voi nu vedeți care e trendul? Uh-huh. Am înțeles. Da, e interesant. Apropo de Chiricheș, de Chiricheș mă uitam, mama a făcut alunecarea aia, mama mi-a fost frică că se accidentează iar, știi, că în aia, în lateral, când la faul. Apropo, mă, tu să știi că eu, acum ani de zile, în Chiricheș era nimeni, da? Eu și ăsta care vine la tine, fundașul central, vine unul la tine în emisiune. Gardoș. Gardoș. Da. Ăștia eu i-am promovat. Aha, n-am șut. Să știi din la mine că au luat cluburile preț mare datorită lui Mitică Dragomir. Uh-huh. Da, te cred. Are ce să vândă FCSB-ul dacă ia titlul pe cineva sau se duce în cupele europene și e praf și pulbere? N-are echipe de cupe europene. De nicio cupă europeană, n-are echipe. Asta eu zic că nici de Conference League n-are echipă. Are de Conference League, are până în turul 3 echipă. Mă, funele, trebuie forță, mă. Forță, reține ce spun. Trebuie... Voi n-ați văzut, ați văzut aseară, mă, pe City cu Arsenal. Cu Arsenal. Băi, fraților, au fost jucători care au făcut peste 14.000 de 14 kilometri. 14.000 de metri. 14.000 de metri. 14-15.000 de metri, băi. Așa trebuie să fie atunci, dacă te ține organismul. Trebuie să te țină organismul. Tu cum ai fost de amintică cu organismul? Ai avut ceva probleme, operații? Da, când am fost mic și sărac. Și deci acum ești sărac? Acum nu mai sunt sărac. Nu? O spun tare. Nu, trebuie să am o pensie așa de bună încât pot să stau la Dubai. Ok. Cu pensia mea stau la Dubai. Ce ai pățit când erai mic? M-am dus la... o școală profesională
Și am reușit aici la combinatul chimic din Craiova și n-au avut școală. N-au avut școală chimică și ne-au repartizat la Făgăraș. Uh-huh. Și stăm numai bolnav. Uh-huh. Numai cu temperatură. Și am fost operat pe viu de amigdale. Bă, pe viu, reține ce spun. Visez și acum noaptea. Nu pot să cred, ți le-a scos pe viu amigdale? Da. Pe viu mi-a tăiat pe viu. Uh-huh. Înțelegi? Mie mi-a scos amigdale și polipii pe viu. Și polipii. Inclusiv polipii. Nu-mi spune. Da, când m-am întors în salon, am făcut tot cerceaful de sânge când m-am întors în salon. Da, și fii atent aici. Nu, n-am uitat niciodată asta. Băi, acum 70 de ani aproape, fii atent, 60 ceva de ani, am fost operat. Da, pe viu, fii atent aici, pe viu și n-am nimic, n-am avut nimic cu gâtul și nimic. Uh-huh. Da. Răcisem acum câteva zile, am luat două Nurofene. Și la revedere. Și mi-a trecut. Adică ai fost totdeauna, te-a ajutat fizicul, te-a ajutat corpul, da, l-ai învățat să muncească de mic, nu? Doamne, fii atent. Și dacă nu mai muncești, te îmbolnăvești. Cred că așa ești tu. Bă, le spun la toți. Pe primul loc e odihna, nu e mâncarea. Odihna. Odihniți-vă, dormiți o oră la prânz. Dar ce faci tu chiar? Care e secretul tău cu odihna? Băi, noaptea nu prea dorm. Dar dorm de la 2 la 4. Tu vorbești serios? Nu, 2 la 4 când? Noaptea sau dimineața? Ziua. A, după amiază? Da, și când... De-aia nu te găsesc eu pe telefon când te sun între 2 și 4? Nu răspund niciodată. Între 2 și 4 nu răspund. Ăsta e secretul. Numai la tine, stai. Stau până la 3... Da? Mă duc, mă culc de la 3 jumate la 5. Ăsta e secretul longevității tale? Da. Și fiți atenți aici. Ce regim de viață am eu? Da, știi, am mai spus-o și o repet. Nu știi, nu, dar stai, tu dormi două ore în fiecare după amiază? De când m-am născut. Veneam cu vacile de la păscut, da? Mă culcam o oră. Deci tu de la 2 la 4 te duci și te culci? Nu, da. Contează că ai business, că nimic? Dom'le, oriunde sunt. Și acum, dacă au oameni, business, te așteaptă? Da, domne, nu mă duc. Le și spun, domne, nu mă sunați între 24. Nu sunt. Nu sunt. Dar ce fac? Domne, mă culc, îmi iau un medicament, da? Preventiv, și după ce beau 50 de grame de pălincă, te culci. La prânz, mă culc. Și ceva, tragi plapuma pe tine și ți-ai făcut întuneric și gata. Nu. Poți să dorm și cu geamul. Eu dorm numai cu geamul deschis, vadă iarnă. Deci ăsta e unul dintre secretele, da, tale, somn de la 2 la 4? Da, de la 2 la 4. Da. Și fii atent aici. Mănânc toate prostiile din lume. Gras. Ardeiat. Tot. Brânzeturi. Păi frate, dar nu mănânc mult. Dar nu puțin. Dulciuri. A făcut nevastă mea două de la tăvi de baclavale. Am mâncat ieri 4. Înțelegi? Bag în de atâta de lungi. Înțelegi? De la cranț din ala sau cum... N-am nici... Poate și gena. Dar odihna e pe primul loc și sfătuiesc pe toată lumea. Odihna și băutură cât mai puțină. Că dacă... Eu n-am fost beat niciodată în viața mea. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am drogat. N-ai avut niciodată nicio problemă, nu? Am pierdut nopți de... Ai tu ani cât nopți am pierdut eu? Serios? Mie nu mi-a plăcut să pierd nopți. Eu nu le-am avut pe astea. Am pierdut la nopți. Nu. Dar am dormit ziua. Băi, fii atent aici. Eram tânăr și jucam, știi, câte 24 de ore. Dar de la 2 la 4... Cât ai jucat cel mai mult, ne-amintică? Cel mai mult în viața ta? Cât n-ai dormit? 4 zile și 4 nopți. Mamă, frate. Era să mor. Dar ai fost tu golan la viața ta? Ai cam fost? Da, mă, cam eram. Ți-a cam plăcut și ție? Mi-era foame și de asta. Aha. Eu de foame, nu că mi-au plăcut jocurile. A, de foame. Dacă câștigam în viteză, mă durea capul, fugeam. Da? Dacă nu câștigai? Dacă câștigam. Da. Când câștigam, vira. Uh-huh. Când pierdeam, stam, trăgeam de timp. Cel mai bine să nu se joace. Băi, fraților, lăsați-vă de toate jocurile. Iar de cazinouri, când aveți vreun prieten care vă invită la cazinou, renegați-l toată viața.
Ăla vă vrea rău. Ăla vrea rău. Ăla are invidie pe tine, vrea să te nenorocească, vrea să nu? Să te nenorocească. Să-ți ia nevasta, să-ți distrugă familia. Domnule, ești un om distrus. Cine deci, intră... deci cine, ia cine zile, intră... cum e nemitică? Deci dacă vine unul și îți spune... Hai să mergem și cu, în cu vorbă frumoasă. În casino, că se mănâncă gratis, comandăm șampanie și astea. Înțelegi? Ăla să știi că ți-e dușman. Da. Tare. Tare. Nemitică, ia zi. Un lucru. Mergea și Șumudică acum în locul lui Bergodi? Dacă și Șumudică se duce acum la Rapid, da. Nu e sănătos la cap. Eu care îl țin la Șumudică, da. Ca și la băiatul meu. Da. Ai înțeles? Și îl consider unul dintre cei mai mari antrenori la această oră din România. Așa. Dar dacă se duce acum la Rapid, înseamnă... Eu nu am nicio considerație față de el. De ce? Păi îi distruge cariera. De ce? Rapidul nu poate să ia campionatul. Iar rapidiștii, dacă se duce și Șumudică, obligatoriu trebuie să ia campionatul. Locul 2 și 3 pentru Șumudică nu e bun. A, dacă se duce din vară și vine pe locul 2-3, e altceva. E altceva. Dar acum în situația asta, dacă te duci, toată lumea, dacă se duce Șumudică, ia campionat. Dacă ți arăt telefonul meu, am de la rapidiști care mă îndeamnă să vorbesc, că ei știu că am o influență asupra lui Șumudică, care mă îndeamnă, vorbești, domnule, cu el, că numai așa putem să luăm campionatul. Iar eu nu i-am răspuns la telefonul lui Șumudică. M-a sunat. Ieri m-a sunat. Nu i-am răspuns, știi din ce cauză? Nu. Asta mă întreabă. Și nu știu dacă îi spun du-te, îl nenorocesc. Dacă îi spun nu te duci... dacă îi spui du-te acum. Îl nu nenorocesc. Din vară, nu din vară. Da, nu, din vară să se ducă. Da. În joc de gleznă, din vară. Dar dacă se duce acum, dacă îi spun du-te acum, îl nenorocesc. Dacă îi spun nu te duce, se supără pe mine că îi vreau rău. Și atunci nu i-am răspuns la telefon. Am gândit bine, nu? Da, înțelept. Păi, cum ești? Păi cum? Sigur că... Cum să te duci acum? Doamne Dumnezeule, te duci acum, ai pierdut încă o dată cu Steaua, cariera ta este în fundul prăpastiei. Nu contează că ești rapidist. No, și se, te aleargă pe șine. Uite lumea... Măi, fii atent aici, spune. Eu i-am recomandat și domnului Șucu. Dom'le, lasă parizelul, lasă berea cu ei, stai cât mai la distanță de suporteri, cât mai la distanță. În momentul când a intrat în mijlocul lor, te-au călcat în picioare. Deci te termină. Vai de... Apropo de înțelepciune, Neamitică. Și cu mulțimea n-a câștigat nimeni. Nu. Și nici cu presa n-a câștigat nimeni. Da. Știi. Și nici cu instituțiile de forță. Da, da, da. Apropo 3. De înțelepciune. E înțelept Hagi că tot pune presiune pe Edi? Iar l-a luat acum. Că de ce n-a jucat Ianis titular, că nu știu ce, nu știu cum. Sau exagerează? Dom'le, exagerează, dar dacă îl oprești pe Hagi să nu vorbească... E, cine să-l oprească pe Hagi? Da, înseamnă că... n-ai minte. Pe Hagi trebuie să-l lasă să vorbească. Hagi, Ilie Năstase, Țiriac, Halep... Știu, dar asta. Exagerează acum ăsta, cu titularizarea? Ăștia... Adică ți se pare că a greșit Edi, că nu l-a titularizat? Păi Ianis, adică... Nu, n-a greșit. N-a greșit? Nu. Deci... Dacă era de la început, s-ar fi putut să nu joace așa de bine Hagi. Și s-ar fi făcut rău lui Ianis. S-ar fi făcut așa, nu poate să-l mai dea deoparte... Hai să te întreb ceva. Lui Edi e frică de Hagi? Sincer, după părerea ta. No, nu e frică de nimeni. Nici de taică-s. Nu? Nu, este copil cu personalitate. Da? Crezi tu că nu e frică de presiunile astea ale lui Gică? Tu te bă de aici, bă, are banii lui acum, nu mai moare de foame. Știi când ți-e frică de presiune și de astea? Că mor de foame. În momentul când acasă
Adică tu ce zici, că îl doare în pălărie de Hagi, pe Edi? La Basca îl doare. Da, pe Edi? Da, la Basca reține ce spun. Bun, și atunci zic pe că... Pe familia Iordănescu o doare la Basca și de Hagi și de mine și de tine, da, la câți bani au. Bun, și atunci zic că de ce face totuși? Bun, normal, păi, dar ce, poți să-l oprești pe Gică? Sau până Stase să vorbească? Ce dracu, bă? Dacă și asta facem, sau pe Mitică Dragomir, poți să-l oprești să vorbească? Ce? Sau pe Gigi Becali? Te opri, te opresc când se termină emisiunea. Aia vezi. Dom'le, poți să-l mai temperezi. Am vrut să-l oprești să vorbească. E Hagi, băi, da. Merită, e o icoană, băi, merită copilul titular, Ianis? Dom'le, după cum a jucat, eu a jucat cu el rolul ăsta care a jucat în meciurile astea. Să nu-l mai pună extremă stângă acolo. Nu poate să ducă. Acolo trebuie unul care de travaliu, care să țină și fundașul după partea... Deci unde să-l pună? În spatele vârfurilor? Da, sigur. Rolul ăsta îl joacă bine. Pasează bine și să-l lase, mă, să joace cu Ali Beg, băi, nene. Ne-am indică. Cu cartofi prăjiți? Nu mai râde de mine. Am o treabă până... Și cu două ochiuri aruncate peste. Aoleu, ce bunătate mâncați aici, bă, o treabă. Aoleu, bune, dar cartofii... Anulează asta cu cartofii. Bine, ok. O să țin cont și anulez asta. Parizer cu ouă. Da? Acum mă duc. Deci jur, acum mă duc, da? Da. Bun. Mulțumim pentru participare. Mulțumim că vă uitați în număr tot mai mare. Fără voi nu contăm, nu existăm. Corect, Nea Mitică? Așa este. Da? Corect? De-aia le zic eu să străiască privitorii. Și fii atent ce surpriză am astăzi. Începând cu 1 aprilie și nu-i păcăleală, am dat drumul la o nouă rubrică începând de astăzi. După emisiunea ta, bine, va fi în fiecare zi, da? Și începe o rubrică, o nouă producție, marca Fanatic acum. Am adus o fată frumoasă din Republica Moldova, dacă o vezi ce frumusețe, o prezentatoare. Nebunești ce frumusețe și deșteaptă. Și ce prezintă? 10-15 minute, mai înțeles. Rubrica se numește Fanatic Beauty, da? Și prezintă cele mai frumoase fete din lumea sportului. Frumos, bravo! A? Bravo! Da, frumos! Nemitică, sexy, valea, nu! Bravo, bravo! Prostii. Bravo. Cum sună? Dom'le, deci urmează Fanatic. Nu puteai să o aduci acum vreo 20 de ani. Când... Deci Fanatic Beauty începe imediat acum în direct și în exclusivitate pe Fanatic.ro. Să vedeți ce frumusețe de rubrică. Asta furor va face. Sute de mii de oameni se vor uita. Cele mai frumoase soții de fotbaliști, de sportivi, de afară, din străinătate, bravo, bravo. Iubite. A? Ai înțeles? Hai, te pup, pa. Cui nu-i place frumosul? Mă rog, nevastă mea mi-a zis ce e rubrica asta, dar nu mai contează. Vă pupă toți! Pa, da, nu pa. Trece prin față! E, nu aoleu, Nea Mitică, nu mai fă din astea, Nea Mitică, că mă omori! Da, mi-a zis nevastă, mi-a zis că am subțire, mai subțire cu rubrica asta, hai. Și cine e moldoveanca? M-a întrebat. Nevastă mea, da. Bun, deci rămâneți în continuare în direct și în exclusivitate pe fanatic.ro. Urmează Fanatic Beauty, o frumusețe de rubrică. O să vedeți. De spectacol, da? Da? Bineînțeles, fetele o să fie prezentate de Gabi Safta, care nici n-a mai avut rubrica astăzi. Mâine o să-i dau mai mult spațiu. Gabi, te pup, asta e. Face mâine Ocolul Pământului, da? Deci în câteva minute, în direct și în exclusivitate, Fanatic Beauty, noua producție marca Fanatic, iar mâine mai avem o surpriză. Mai începe o nouă emisiune marca Fanatic. Este vorba despre Spotlight Superliga. După emisiunea care o fac eu, Alin Grigore va fi prezentatorul rubricii, anfitrionul și invitat permanent Valeriu Răchită. O să vedeți, va fi o super emisiune. O să fac ăștia două emisiune mai tare decât fac eu pe Fanatic Superliga. Deci în fiecare marți vor trage concluziile la toată etapa, dar într-un stil așa, vedeți, controverse alea, într-un alt stil. Deci ăștia doi, Grigore cu Răchită, o să facă emisiune mai tare decât facem la Fanatic. Eu așa cred. Asta este pariul meu, apropo că tot vorbim de pariuri. Deci mâine, oameni buni, Spotlight Superliga, o nouă producție marca Fanatic cu Alin Grigore, gazdă și invitat permanent Valeriu Răchită. Va rupe, o să vedeți. Iar acum Fanatic Beauty, da? Pregătiți-vă, spune și voi la prietene, să mai se ducă așa, că aveți ceva, aveți treabă, șeful v-a dat un task, așa, să vedeți ce frumusețe de rubrică. Bun, oameni buni, ne oprim aici, a fost o zi lungă, dar foarte interesantă. Le mulțumesc mult tuturor care m-au ajutat, lui Cristi Coste, băieților de la site-ul Vlad, bineînțeles,
echipei conduse de Adi Barna, lui Leo Badea, lui Silviu Gheering, băieților din studio. Am muncit bine astăzi, v-am oferit multe, multe informații în exclusivități, multe discuții interesante, reacții exclusive. Chiar a fost astăzi multă marfă pe Fanatic. Iar dacă doriți să vedeți toate exclusivitățile, duceți-vă acum pe fanatic.ro, site-ul exclusivităților de sport din România și nu numai. Și este ora 14:41, nu uitați! La 17:30 de minute este în premieră emisiunea de dimineață Fanatic Superliga pe canalul de YouTube Fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanovici. Vă îmbrățișez pe toți, vorba lui Neamitică să fiți iubiți sau vorba lui Dan Diaconescu, rămâneți mereu cu noi, cu Fanaticul, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Sunt vorbe prea tari, recunosc, nu sunt original, dar sunt prea tari și sunt prietenii mei. Toate cele bune, să aveți o zi minunată. Mâine ne revedem iarăși la 10:30 cu Fanatic Superliga. Așteptăm meciurile din cupă, da? Mâine joacă CFR-ul cu Corvinu, joi Universitatea Craiova cu Oțelul Galați. Iar meci important pentru Mititelu, care se află în criză. FCU cu Voluntari. Meciuri interesante și, bineînțeles, așteptăm șocul finalului de săptămână, duminică de la 20:30, în direct la Prima Sport 1, cu emisiuni Fanatic înainte, după marea finală sau, să sperăm, prima mare finală, că e chiar finală, pe Arena Națională cu 50.000 de oameni, FCSB Universitatea Craiova, Gigi Becali contra Rotaru, cu titlu pe masă. Toate cele bune, vă mulțumesc mult încă o dată, sunt Horia Ivanovici, vă pup, vă îmbrățișez, să fim sănătoși, să aveți o zi minunată și să nu uitați mereu să rămâneți fanatic în cel mai frumos sens al cuvântului.